Bună ziua și mulțumesc. Care e butonul? Ah, mulțumesc. Dezavantajul de a nu fi keynote speaker este foarte mare. Tot timpul trebuie să-mi refac prezentarea pe parcurs. Fie pentru a nu repeta ce s-a spus înainte, fie pentru a întări, ce s-a spus înainte. Uneori pentru a contrazice ce s-a spus înainte, nu cred că este cazul și astăzi. O să încep cu niște slide-uri pe care le-am compilat tot la eveniment în august anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte. Cer scuze pentru pentru cei din sală care au mai văzut această prezentare, dar este vorba despre data center-ul nostru, data center-ul la IBM. S-a vorbit ceva mai devreme despre scara pe care trebuie să o atingă un data center. Funcționează. Spunea Felix mai devreme că are sens să vorbim despre un data center de la 200 de metri pătrați în sus. Și motivul pentru care a spus acest lucru, deci vreau să întăresc afirmația, este următorul. Noi avem 1000, mai exact 1066 de metri pătrați de spațiu util de data center, iar pentru asta avem alocați o clădire de 2500 metri pătrați, folosită în totalitate pentru sistemele care mențin viu acest data center. Deci cumva un raport de 1 la 2,5, dacă vreți să vă faceți un data center care să fie cât de cât hai să spun, la un nivel ridicat de încredere sau de toleranță sau la un tier mare, trebuie să luați în calcul că pentru orice metru pătrat de spațiu util, trebuie să mai puneți încă 1,5 pentru anexă. Evident, există și o suprafață minimă, dar nu despre asta este vorba. La fel m-am simțit provocat să reiau acest discurs ce înseamnă data center IBM și de ce este el cel mai bun pe care îl puteți găsi în zonă. Suntem singurii care avem, cred că am și niște slide-uri, o să-mi cer scuze, refăcându-mi prezentarea, nu prea cunosc ordinea slide-urilor. Suntem singurii care avem propria centrală electrică. Adică la noi, dacă pică curentul, pică din vina noastră și noi avem grijă să nu pice curentul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu depindem de Enel. Evident, avem și un racord sau chiar mai multe la Enel, nu asta este ideea, dar Enelul este folosit ca o sursă, hai să zicem, o alternativă foarte ieftină când acest lucru devine ieftin. Știți foarte bine, pentru un anumit consum de energie electrică poți cumpăra curent electric direct de pe bursă, care acel preț fluctuează. Câteodată este mai scump, câteodată este mai ieftin. Dacă la un moment dat curentul de la Enel ajunge să fie mai ieftin decât cel care se produce local, eu am acea opțiune să folosesc, să cumpăr curent electric de pe piața de energie. Nu știu dacă puteți face lucrul acesta cu un data center de 200 de metri pătrați. De fapt, știu, nu o să puteți face lucrul acesta. Deci este iarăși important că avem propria centrală electrică. În afară că putem să jonglăm, avem control total asupra alimentării cu energie electrică. Un efect secundar este că da, putem să ne lăudăm că suntem singurul data center care avem într-adevăr doi furnizori de energie electrică. Nu avem două racorduri de la Enel. Are ok, sunt două, da. Este același furnizor, opția acela SLA de la Enel, care este puțin mai scăzut și e normal. Na, nu... Enelul nu este în business-ul de continuitate. Noi suntem stăpâni pe SLA-ul pe care îl dăm. Centrala noastră are propriile sisteme de redundanță, adică, ok, folosim în mod curent două turbine, dar ele de fapt sunt trei, care se rotesc între ele, pică una, celelalte două funcționează și așa mai departe. Adică centrala are inclusă sistemele de redundanță în el. În ea. Mai mult decât atât, centrala este una de tip trigenerare, adică în afară că face curent electric pe care îl folosim, ne face și energia termică și de răcire. Noi facem răcirea în data center folosind agentul termic pe care ne-l producem noi. Ce implicație are asta? Ok, suntem verzi. Trecem peste acest aspect. Nefolosind curent electric pentru generarea agentului termic, devine ceva mai eficientă răcirea.
acel indicator PUE de care vorbea Felix mai devreme, are toate șansele să devină mai mici. Și mai important decât atât, având agentul termic la îndemână, putem primi densități foarte mari. Și aici este un punct nevralgic al data center-ului de astăzi și al data center-ului pe care le operează diverse organizații. Aici era un slide plin de date care n-aveau prea mult sens pentru astăzi și am selectat numai ce are mai mult sens. Avem diverse studii, ce citez acum este un studiu aparent IBM, care ne spun că vârsta medie a unui data center, și aici includem și, hai să zicem, server room-urile de 100 de metri pătrați, este de 14 ani. Acum 14 ani gândeam altfel răcirea echipamentelor, la fel cum o să gândim altfel și peste 14 ani. Ideea este că aceste data centere nu sunt neapărat în stare să primească densități de echipamente de peste, să zicem, 10 kW pe rack sau să zicem 5 kW pe metru pătrat. Este o densitate medie pe care o putem instala având agentul de răcire la poartă, dar în mod normal, dacă faci răcirea folosind curent electric, nu poți să faci asta cu niște costuri cât de cât sensibile. Poți să rămâi la densitate medie. Și aici, cred că o să contrazic un keynote speaker, dar asta e nicio problemă, am argumentele mele. E ok să virtualizezi, dar e foarte complicat. De ce? Pentru că virtualizând, creștem densitatea, atât a capacității de calcul, dar și a consumului energetic și necesarului de răcire, per orice unitate vreți dumneavoastră, per U, per server, per centimetru pătrat, per zi, pe lună, pe an. Și trebuie să ne punem întrebarea, putem să facem treaba asta? Putem să trecem noi de peste limita de 3 kW pe metru pătrat, care era considerată densitate medie? Păi da, numai un șasiu de blade-uri consumă 3 kW el, iar într-un rack pot să pun 4 șasiuri. Deci putem virtualiza, dar nu facem mare scofală dacă rămânem la data center-ele ineficiente. Bun, mă întorc puțin la prezentarea data center-ului. Nu o să vreau să insist aici prea mult, pentru că nu ăsta era subiectul zilei de astăzi. Am spus că avem centrala proprie electrică, am spus că avem, de fapt, doi producători, centrala noastră și Enel-ul, care sunt conectați în data center și aceștia vin separați, deci avem centrala locală și Enel-ul, vin separați până la nivelul fiecărui rack. Deci fiecare rack din data center-ul nostru are două PDU-uri la care sunt conectate cele două linii electrice diferite. Nimic spectaculos până acum, pentru că așa se întâmplă de obicei. Ce este interesant la noi este că fiecare linie, atenție, fiecare linie beneficiază de UPS-urile dedicate. Deci nu este un UPS comun care deservește două linii. Sunt UPS-uri dedicate. De ce este important asta? Este important pentru că în felul ăsta pot susține densitatea mare de care vorbeam, pentru că în cazul în care mie îmi pică UPS-ul de aici, UPS-ul de aici trebuie să fie destul de mare să îmi poată prelua toată capacitatea data center-ului. Și iarăși este important pentru că pentru noi îl considerăm și un diferențiator față de alte data center-e care se limitează la specificațiile Tier 3, care spun că doar una dintre linii trebuie să aibă un UPS cu baterii de subliniat. Cealaltă linie este suficientă să aibă un UPS în regim de stabilizare. Iarăși un lucru important este că fiecare dintre liniile astea beneficiază de generatoare separate, dedicate. Nu avem un șir de generatoare care poate să deservească oricare dintre linii. Evident, pot și eu să rerutez un generator de pe o linie să alimenteze cealaltă linie. Dar imaginați-vă următorul scenariu. Ce trebuie să se întâmple la mine în data center ca serverul găzduit să rămână fără curent? Păi, trebuie să mi se defecteze mie măcar două generatoare din centrala mea. Trebuie să cadă Enel-ul și trebuie ca UPS-ul astea să cadă și nici generatoarele să nu meargă. Este un cumul, cum să zic, e mai probabil să pice în Australia decât să pice la mine. Întreba cineva mai devreme de Australia.
Bun, cam asta a fost pe scurt despre data center. Urmează să trec la subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi, care se cheamă Managed Services. Ele sunt, au părți comune, dar ca să fie proaspătă informația asta, dacă aveți întrebări despre data center, despre infrastructura data center, alimentare, electroalimentare, răcire, densități, SLA, service management. Vă rog. Ce tier? Depinde. Toate întrebările la care o să răspund, probabil că se califică cu depinde. Tier-urile, te califici la tier-ul la care ești cel mai slab, cea mai slabă verigă. Și la noi cea mai slabă verigă este la nivelul tier 3. Cu alte cuvinte, ar fi urât din partea mea să spun că este mai mult decât tier 3, deoarece avem elemente de tier 3. Dar o să trec puțin peste rușinea asta și trebuie să subliniez faptul că la nivel de electroalimentare, care din punctul meu de vedere este critic, suntem 4. Restul sistemelor sau multe alte sisteme sunt la nivel de tier 3. Diferența din care e diferența între tier 3 și tier 4? Tier 4 fiind cel mai de sus nivel, tier 3 fiind nivelul imediat din dedesubt. Diferența este că tier 4 îți produce un uptime de 5 de 9, 5 nines, 99,999, în timp ce tier 3 îți produce un uptime de 99,982. Deci este o diferență de 0,014 pe acolo. În termen real se traduce cam la 10 ore pe an diferența. Adică pentru tier 3 îți permiți să ai un downtime cumulat de cred că sub 10 minute pe an, în timp ce la tier 4 ți este permis 1,2 ore. La tier 3 1,2 ore, în timp ce tier 4 ceva sub 10 minute pe an. Asta este diferența fundamentală. Ce înseamnă asta pentru un administrator de data center? Înseamnă că la tier 4 toate sistemele trebuie să fie 2N. 2N înseamnă că dacă am un sistem, îmi trebuie și al doilea. Am un microfon, îmi trebuie și al doilea. Indiferent ce fel de sistem este acela, dintr-un motiv foarte simplu. Pică unul, trebuie să-l am pe celălalt. Tier 3 permite configurații de tip N plus 1. Asta înseamnă că... Exemplul meu cu 2 nu e bun, că N plus 1 tot 2 înseamnă. Asta înseamnă că dacă într-un sistem am nevoie de 5 componente, eu trebuie să am minim 6. Astfel încât pot supraviețui defecțiunii unei componente. La tier 4, dacă am nevoie de 5 componente, eu trebuie să am 10. Imaginați-vă ce înseamnă investițiile necesare trecerii de la tier 3 la 4, adică trecerea de la N plus 1 la 2N. Din fericire, noi am reușit să o facem pentru sistemul de electroalimentare, care, din experiența noastră anterioară, era cea mai mare problemă în data center-le clienților. Curentul. Sau mai nou, nu mai au loc să mai pună echipamente pentru că nu mai au capacitate pe UPS-uri. V-am răspuns la întrebare? Păi nu. Cum am spus, avem două UPS-uri, deci este 2N. Fiecare UPS este format la rândul lui, deci aici un UPS înseamnă un serviciu de tip UPS, pentru că aici de fapt sunt multe module de UPS. La rândul lor fiecare este într-o configurație N plus 1 sau 2N. Dar configurația 2N la nivel de UPS înseamnă că eu trebuie să am două UPS-uri separate care să funcționeze independent. Tier 3 înseamnă să am un UPS care deservește două linii. Acum mai sunt întrebări? Păi, cred că le putem păstra pentru sfârșit ca să mai... partea a doua a prezentării. Da.
Dat fiind variațiile de frecvență în sistemul energetic național, ca să știi că variază față de 50 de Hz, nu se menține constant. În ce măsură vă afectează la menținerea parametrilor normale variațiile de frecvență din sistem? Trebuie să recunosc că nu sunt capabil să vă dau un răspuns detaliat, dar pot să vă spun că mă afectează indirect, având în vedere faptul că eu mă alimentez în principal din centrală, din centrala mea. Cum spuneam, iau curent din Enel ca și o alternativă. Iarăși o altă parte a răspunsului, dar luați-o ca pe un răspuns al unui om care nu este foarte cunoscător în domeniu, este că eu mă aștept ca aceste probleme să fie rezolvate, să fie filtrate la nivelul UPS-ului. Nu vreau să intru în această discuție. Chiar nu vreau să intru în această discuție, adică mă opresc aici cu a spune că Enelul este bun sau nu. Bun, fac o tranziție către celălalt subiect și anume al managed service-ului și serviciilor managed, controlate de către noi. Și intenția mea era să fac tranziția la acest subiect, dar nu prea mai e cazul pentru că deja a fost făcută introducerea. Să vorbesc puțin despre de ce vrem să ajungem la managed services. Pentru că IT-ul începe să devină ca apa de la robinet, ăsta este un aspect, că se comoditifică. Cum românesc ăsta? Nu știu. Că ajunge bun de la consum. Alt motiv este că spunea, cred că tot în prima cuvântare, că bugetele IT nu prea mai sunt integral cheltuite de departamentele IT. Bugetele IT, sau hai să spunem, banii cheltuiți pe tehnologia informației, nu neapărat bugetul IT, încep să fie cheltuite direct de alte departamente din organizație, care încep să-și cumpere singuri serviciile. Deja văd în organizații mari competiție între departamentele IT interne și furnizorii de pe piață. Furnizori de pe piață care sunt în stare să fie ceva mai competitiv decât propriile departamente IT. Și atunci, o decizie dureroasă, dar probabil că sănătoasă pe termen lung, mai ales în perioada asta în care la televizor ni se spune doar despre reducere de costuri, este să ne îndreptăm, dacă rezultatul este același, către cel mai ieftin, chiar dacă asta înseamnă să provoc o durere în organizația mea. Asta este, trebuie să trecem peste cutuma asta că trebuie totul să mi-l iau din interior, dacă este mai eficient să mi-l iau din exterior. Lucrul ăsta se întâmplă. Nu ușor, se întâmplă, treptat, încet, dar acolo mergem. Și atunci, cum spuneam, nu se mai cheltuie pentru IT în interior, se cheltuie în exterior. Și atunci, la furnizorii de servicii, cum am fi noi, cum au fost cum sunt și cei de la clasa IT, vin clienți și spun, vreau acest serviciu, vreau să-mi furnizez acest serviciu. Nu mai vin și spun, vreau un server, nu mai vin și spun, vreau un software. Spun și zic, vreau acest serviciu și vreau ca tu să ai grijă ca eu să primești serviciu. Nu vreau să-mi dai serverul și eu să mi-l administrez pe urmă. Și ne aflăm într-una dintre situațiile de aici. Evident, noi am mers aici, este un, hai să zicem, un continuu, dar tendința este în general în direcția și sensul acesta. La început, furnizorii de servicii primeau cereri de genul ajută-mă să administrez serverul, ajută-mă să îmi depanez serverul de e-mail, ajută-mă să îmi pun pe picioare baza asta de date. Îi ajutam cu niște sarcini punctuale. După aceea, furnizorii de servicii sau clienții au zis, ok, ești bun în ceea ce faci, nu vrei tu să vezi, să sesizezi tu când e o problemă, să o și repari, adică
de ce trebuie să mai fac eu treaba asta? Ia, monitorizează tu mie infrastructura. Dacă tot o monitorizezi și ai și un data center, de ce nu le ții la tine? Ca să scap eu de treaba asta. Să nu mai am eu costuri, bătăi de cap cu securitatea fizică, cu electricitatea, cu UPS-urile. Ține-mi-le la tine. Da? Dacă tot mi le ții la mine, ocupă-te tu de tot hardware-ul. Un pic o interfață, un pic un control, un pic un hard disk. De ce să-mi bat eu capul cu ele? Bate-ți tu capul, ești mai bun decât mine. Eu fac altceva. Core business-ul meu nu este IT. Ocupă-te tu. Dar dacă tot te ocupi tu, iar core business-ul meu nu este IT, de ce nu-mi dai tu, hai să zicem, tot ce-mi trebuie mie, astfel încât eu să-mi folosesc numai aplicațiile mele de business? Exemplu clasic, foarte la îndemână pentru mine, este SAP. De ce să am, eu am speech-ul clientului, de ce să am eu serverele mele să le administrez, sistemele de operare și așa mai departe, când eu am nevoie doar de niște aplicații de business care rulează pe SAP? Ia ocupă-te tu de toate treburile alea care nu sunt treaba mea și nici nu vreau să fie treaba mea. Tu ești mai bun decât asta, s-ar putea să fii și mai ieftin. Și am ajuns la, hai să zicem, acele managed services. În terminologia IBM se cheamă puțin altfel, vedem imediat acum. Evident, există și extremitățile în care fie procesele IT nu sunt foarte elaborate, fie nu sunt importante procesele IT, ci procesele de business care le suportă, și se ajunge la outsourcing total. Dar asta cred că este subiectul altei conferințe. În terminologia IBM, aceste tipuri de managed services se cheamă application hosting. De ce? Pentru că în mod normal, într-un data center, făceam colocare, făceam hardware hosting. Acum facem un pas mai sus, facem application hosting, adică noi punem la dispoziție tot ce este nevoie pentru ca dumneavoastră să vii, pentru ca organizațiile client să poată veni cu aplicațiile lor. Adică un nivel de bază și un nivel suplimentar. Ca să nu citesc de pe slide, o să le rezum. Noi punem la dispoziție data center-ul și infrastructura asociată, noi punem la dispoziție echipamentele de care este nevoie, noi punem la dispoziție software-ul de care este nevoie, inclusiv nivelul de virtualizare, pentru că noi așa virtualizăm, iar clientul vine și își hostează pe infrastructura pe care am pus-o noi aplicațiile de business. Nu ne referim la aplicații de infrastructură, gen Windows sau Exchange, sau aplicațiile de business. Un ERP, un CRM. Întrebare, se distribuie, da, slide-ul, ca să nu... O să apară pe site, okay. Prezentare. Iar, ca să mă leg și de paradigma cloud, lucrul ăsta putem să-l facem, mie nu-mi place, vă spun, ideea de cloud public, da? Nu-mi place, nu că n-ar trebui să existe, îl folosesc personal, dar ar trebui să rămână în zona respectivă. Deci, cloud public este acea zonă de unde cloud-ul se poate traduce în ceață. Adică e destul de opac ce se întâmplă acolo. Eu merg foarte, cred că cheia stă în cloud-ul privat, acolo unde resursele nu sunt neapărat dedicate unui client, dar știm care sunt, avem control. Și facem lucrul ăsta în două feluri. Fie nivelul de infrastructură hardware pentru proiectul pe care îl derulăm este dedicat acelui proiect și este, cum să zic, este cloud privat privat, fie este o infrastructură care are componente comune cu altor proiecte. De exemplu, și aici e vorba de economie de scară și costuri. Ăsta vine cu un cost mai mare, ăsta vine cu un cost mai mic, pentru că sunt componente partajate. De exemplu, infrastructura de storage e foarte ușor de partajat, pentru că cu sistemele de storage pe care noi le folosim de mulți, mulți, zeci, sute probabil de tera,
ajunge costul pe tera să fie mult mai mic decât dacă infrastructura de storage este dedicată, și la fel și cu infrastructura de SAN. De exemplu, sistemele de backup, iară, sunt foarte bune pentru a fi partajate, iar într-o astfel de arhitectură shared, care este, putem să zicem că este un cloud privat, dar ușor public, sunt dedicate resursele de procesare, adică procesoarele și memoriile sunt dedicate proiectului. Restul infrastructurii este partajată pentru mai multe proiecte. Serviciile de deasupra infrastructurii sunt serviciile de management al infrastructurii, serviciile de suport tehnic, de exemplu, dacă o componentă a infrastructurii se defectează, noi sesizăm lucrul ăsta, înlocuim, dumneavoastră nici nu știți, sau dacă aflați, de obicei aflați după ce se întâmplă, post-event, că aflați că a fost o problemă, s-a rezolvat. Ce vreau să spun aici nu este că nu vrem să știți, nu trebuie să știți ca problema să fie rezolvată, adică ăsta este avantajul faptului că furnizorul de servicii se ocupă și de monitorizare și de administrarea infrastructurii, iar dacă acel furnizor, să luăm un exemplu la întâmplare, IBM, se ocupă de toată sau este, hai să zicem, ownerul întregii infrastructuri, de la data center până la hardware și software, atunci lucrul ăsta cu siguranță merg mult mai bine. Avantajele. De ce am face lucrul ăsta? Avantajele sunt două categorii mari. Prima clasă de avantaje este că, ok, scap de o grijă și tu o faci mai bine ca mine. Și nu o să insist aici de ce IBM ar putea să o facă mai bine și de ce scăpați de o grijă, pentru că ar fi un speech de marketing gol. Dar avem avantaje pe care le puteți dumneavoastră sau clienții dumneavoastră să fie vândute foarte ușor în organizație. Sar peste slide-ul ăsta și ajung direct la asta. Avantajul este în costuri. Toate aceste servicii de tip managed vin cu o taxă lunară. O taxă lunară care este prețul unui serviciu. Nu este o investiție. În mod tradițional, când aveți un proiect, ce se întâmplă? Investiți în hardware, aveți servicii de implementare, după aceea mentenanță și așa mai departe. Adică aveți o structură nu numai fluctuantă, de cele mai multe ori nepredictibilă de costuri. Și cel puțin în primă fază, și asta este o barieră, de multe ori am văzut proiecte care nu încep, asta era în trecut, pentru că costul era prea mare, costul de capital, investiția necesară era foarte mare. Aici avem un cost predictibil și care nu fluctuează. Și vestea bună este că nu este de capital, este un cost operațional. Adică ce se întâmplă aici? Există o ieșire de numerar mare, dar alocarea pe costuri nu se va întâmpla și există un o discrepanță între cash flow și contul de profit și pierdere, care aici nu apare, este rezolvată. Și mai este o veste bună aici pentru majoritatea operatorilor economici. Sumele astea sunt deductibile, adică furnizează ceea ce se numește un tax shield, un beneficiu de impozitare față de cazul în care le-ați face dumneavoastră intern. Dacă dumneavoastră aveți un cost care, să zicem, tot pe aici este, să zicem că este același, cu infrastructura necesară proiectului, acel cost este intern, de multe ori sunt și oameni implicați care nu beneficiază de această deductibilitate fiscală, ceea ce înseamnă că, în realitate, este mai scump. Costul unui managed services este în totalitate deductibil fiscal, ceea ce îl face în realitate să fie mai ieftin decât valoarea lui nominal. Evident, de ce IBM? Avem 100 de ani, peste 100 de ani experiență în piață. IBM a fost înființat acum 101 ani. Și foarte mulți ani experiență în fiecare dintre domeniu, dar iarăși o să vă las slide-ul acesta pe ecran ca să-l
să-l scanați dumneavoastră, nu o să citesc de pe... Am ajuns la finalul prezentării pe care vreau să o fac, e adevărat, într-un ritm mult mai alert și vă rog frumos întrebări.